roșii ne-au marcat pe bandă rulantă, poate ar fi cazul că și noi să facem același lucru astăzi. Sau poate tricolorii nu își doresc acest lucru, sunt fair play. Îl vedem pe Ion Nicolaescu, golgeterul all time al Naționalei de Fotbal a Republicii Moldova, care în această partidă mai poate adăuga câteva goluri și să se desprindă și mai mult în clasamentul golgeterilor. Îl vedem și pe Cebotari, care a intrat și el în teren, l-a schimbat pe Cristi Avram. Rămâne de văzut dacă sunt doar două schimbări operate de Sergiu Kleschenko. Interesant, toți cei patru portari au apărat sau vor apăra câte o repriză. Nicolae Cebotari debutează la echipa națională. Mihai Plătică l-am văzut și el a intrat din minutul 46. Însă cel mai important este că Ion Nicolaescu și-a făcut apariția în joc și își dorește să înscrie al 15-lea său gol la prima reprezentativă. A și început repriza a doua a meciului amical, Insulele Caiman. Republica Moldova încearcă să se agațe acolo de balon. Victor Stână iată urcă în pressing. Ion Nicolaescu și profită de gafa adversarului. Să vedem soluțiile lui Nico. O centrare blocată. Revine balonul la Nicolaescu. Vitalie Damașcanu, Oleg Rapciuc. Pasă în spate până la Artur Ioniță. Reușește aici Victor Stână. Fotbaliștii insulari prin Gunnar Stadenhoff a încercat să surprindă defensiva noastră, dar poate data viitoare. Mihai Plătica a intrat în locul lui Vadim Rață, banderola a trecut la Vyacheslav Posmac, iar Ion Nicolaescu a intrat în locul lui Virgiliu Postolachi. Și din nou tricolorii în posesia balonului, fără schimbări în cealaltă tabără. Probabil este mulțumit sau este frică să facă anumite schimbări selecționerul Joey Japtiong, care mizează pe același 11 de start. Fotbaliști care nu ne spun absolut nimic. Vitalie Damașcan în tentativa de a-și repara gafa, acea pasă greșită de mai devreme, faultează în atac și se pare că a avut un pic de suferit. Este păstrat în continuare, în teren, marcatorul primului gol din acest meci. Vitalie Damașcan a înscris în minutul 28, o simplă formalitate, la fel ca și 3 minute mai târziu, în minutul 31, Artur Ioniță a dublat avantajul tricolorilor. În pressing, Sergiu Plătică, ambii frați sunt în această repriză a doua. Caimacov a încercat să treacă, nu a izbutit acest lucru. Trimit greșit insularii, a recuperat Mihai Plătică. Acum Crăciun îi trimite capitanului Vyacheslav Posmac. Cere balonul Oleg Rapciuc. Pe margine Sergiu Kleschenko în rol de dirijor. Da, și pare a funcționat ca o orchestră națională. Bine, și adversarul ne permite foarte multe. Raportul posesiei la pauză pur și simplu m-a șocat. 91% balonul s-a aflat în posesia tricolorilor. O centrare a lui Vitalie Damașcan. Tot el recuperează preț de câteva secunde. Și va fi repunere din lateral. Oleg Rapciuc. În meciul amical cu Macedonia de Nord, practic fiecare repunere din lateral a lui Oleg Rapciuc era una lungă acolo în fața porții. A coborât Stână, acum Artur Ioniță, i-a pasat lui Artur Crăciun, tizul său de la echipa națională. Crăciun, Nicolaescu din prima, a încercat să-i întoarcă serviciul Victor Stână. Pasă înapoi la Artur Crăciun, o centrare la semi-înălțime, o fault în atac al lui Oleg Rapciuc. A, și îmbrâncește adversarul Oleg și arbitrul turc întrerupe jocul. A se mută acțiunea în jumătatea noastră, dar rezolvă fără emoții Vyacheslav Posmac. Din păcate greșim prin Mihai Plătică. Urcă insularii, dar au probleme cu ghetele.
păstrează posesia și caută spații. O minge aruncată spre Gunnar Stadenhoff, dar nu reușesc să fructifice avantajul. Aici Victor Stână cu un stop mai puțin bun. E din nou balonul în posesia insularilor. În pressing este Victor Stână, foarte avansat, și Vitalie Damașcan minge la portarul Lambert. Acesta trimite greșit, doar până la Artur Crăciun. Mihai Plătică trimite până la Oleg Reapciuc din prima, la Vitalie Damașcan. Va fi aruncare de la margine pentru insulele Caiman. Se aude și fluierul arbitrului turc, care probabil vrea să-l calmeze pe Vitalie Damașcan, dar discuții îndeamnă la calm arbitrul din Turcia și nu înțelege de ce este urmărit de fluieraș. Să reia jocul. Repun insularii, o deviere din prima. La balon ajunsese Artur Crăciun. Iată o fază care se anunță periculoasă. Un șut în blocajul lui Veaceslav Bosmac. A venit din spate și Scott. Acum mingea ajunge la Ion Nicolaescu. Încearcă să iuțească Ion Nicolaescu. Ia o acțiune pe cont propriu. Ion Nicolaescu însă și obține penaltiul. Cât de ușor a trecut Ion Nicolaescu, bună viteza, bună și condiția fizică, priviți aici, îl jenează atât cât este necesar, simte contactul, simte acea barieră pusă de fundașul insulelor Caiman și imediat, la experiența pe care o are Ion Nicolaescu, cade imediat, iată aici, și e lovitură de la 11 metri, care o va executa Ion Nicolaescu. Chiar dacă nu a jucat din luna decembrie, a înscris 4 goluri în acest sezon pentru formația din țările de jos, Herenveen. Ion Nicolaescu. Ia el la Nicolaescu. Gol! Republica Moldova. Ion Nicolaescu. De frig în Antalya. Mai degrabă vrea să lase în urmă perioada nefastă prin care a trecut, să se spele de aceste accidentări care l-au chinuit în acest sezon. S-a recuperat în Spania, golgeterul all-time al naționalei. Execuție simplă, s-a cam aruncat acolo Lambert. A văzut totul perfect Ion Nicolaescu. Da, a trimis mingea și portarul în colțuri diferite. 3-0, Nico înscrie al 15-lea său gol la echipa națională. Da, e abia minutul 53. Încearcă insularii să dezvolte o acțiune ofensivă. Nu prea le-a reușit până acum. Iată câteva pase ceva mai bune și faza ofensivă se încheie prin recuperarea lui Artur Ioniță. Ioniță în diagonală. A trimis greșit Sergiu Plătică, Caimacov și el greșit. Foarte aproape era Ion Nicolaescu. Selecționerul insulelor Caiman, vor mai fi schimbări. Vedem, se echipează Victor Bogaciuc, l-am văzut la încălzire și pe Serafim Cojocaru. Rămâne de văzut, își poate permite luxul de a modifica și mai mulți fotbaliști. Iată-l și pe fiul selecționerului, Miki Kleschenko. Da, care va evolua și el în acest meci amical. Oleg Reapciuc are prim planul. Lasă cu capul până la Artur Ioniță, Vitalie Damașcan. Revine în jumătatea noastră și trimite pentru fundașii tricolori.
De la Posmac la Artur Crăciun. Aimakov. Ar putea fi înlocuit Artur Ioniță cu Victor Bogaciuc. Vitalie Damașcani ar putea lăsa locul în teren lui Niki Pleșcenco. Ioniță. Negreapciuc ține balonul în joc. Încearcă să îi paseze lui Mihai Plătică. Acțiune pozițională. Victor Stână primește Sergiu Plătică. Îi trimite fratelui său mai mare. Mihai Caimacov. Artur Ioniță. În stânga la Vitalie Damașcan. Un dribling. Centrarea lui Damașcan. Este suflat balonul lui Sergiu Plătică de către Joshua Campbell. Da, și intervenție bună a lui Joshua Campbell, s-a poziționat corect. Mai urmează și alte emoții pentru insulari, și asta pentru că beneficiem de o lovitură de colț care va fi executată de Victor Stână. Încearcă să-și facă spațiu Mihai Plătică. Centrează Stână, însă primul la balon este Gunnar Stadenhoff. Încearcă să recupereze Sergiu Plătică, mingea îi revine lui Victor Stână, aruncă mingea, Artur Ioniță trimite un balon, însă acolo este portarul Lachlin Lambert. Care nu poate să decide din prima dacă să expedieze balonul în față. Balonul ajunge până pe fruntea lui Vyacheslav Posmac, duel între Sergiu Plătică și Jaden Whittaker. Posesia este a insulelor Caiman, totul până la acest, să-i zicem, tentativă de stop a decarului Zach Scott. Aruncă de la margine, Sergiu Plătică. Este acolo Stână, Plătică. Aruncă până la capitanul Vyacheslav Posmac. Acesta împinge cu șpițul balonul. Nu a mai ajuns obiectul muncii la Oleg Reapciuc. Deposedare corectă. Ion Nicolaescu, în preajma acestuia era Mihai Caimacov. Pe poziție viitoare pentru Artur Ioniță, însă poziție de offside. A încercat o pasă și a reușit până la urmă, doar că a luat startul ceva mai devreme Artur Ioniță. Bună intenția însă lui Mihai Caimacov. Lambert în stânga la Jabari Campbell. Decarul Zach Scott. Schimb de pase între cei doi. Noi așteptăm. Și prima repriză ne-a demonstrat că nu trebuie să așteptăm prea multe gafa insularilor. Iată-o. Balon direct la portarul Cebotari, care probabil atinge balonul pentru prima dată în această repriză secundă. Caimacov. Stână a primit mai devreme, acum Artur Ioniță, Bogaciuc, Serafim Cojocari sau Niki Kleșcenko sau doi fotbaliști vor intra la următoarea întrerupere a jocului. Ioniță, însă doar până la Vyacheslav Posmac. Acesta este Artur Crăciun, omul cu pasa lungă din lotul tricolorilor. Din nou Artur Ioniță încearcă să iuțească pe ultimii 30 de metri. Caimacov saltă mingea pentru Stână, prea tare. Prea tare pasa și e momentul schimbărilor la echipa națională Republicii Moldova. Retras din teren. E Vitalie Damașcan. Iată-l pe Vitalie, care și-a permis să intre cu ceasul pe mână, dacă văd eu bine. Render a fost bandajat ceasul. Și Artur Ioniță, Niki Kleșcenco și Victor Bogaciu. Rămâne la 5 goluri marcate la echipa națională. La acest capitol i-a egalat Damașcan în acest meci pe Alexandru Gațcan, Alexandru Suvorov sau Ion Testimițanu. Am intuit corect până la urmă, cele două modificări erau previzibile, nu se complică selecționerul. Plătică pentru Niki Kleșcenco, bună pasa până la Ion Nicolaescu. Kleșcenco, urcă Niki Kleșcenco, o centrare bună, dar niciun tricolor la finalizare.
Zbate aici Sergiu Plătică, încearcă să deposedeze și blochează în cele din urmă și atinge obiectivul, tricolorul. Nichi Kleschenko este dornic de a se afirma și el evoluează la echipa națională, însă nu ca și debutant, mai are alte câteva partide. Dacă nu greșesc, a debutat în prelungirile partidei cu Irlanda, atunci când tatăl său era antrenor secund. Ceva probleme pentru Plătică, tot el are prin planul, se zbate și Victor Stână. Minge în spate până la Veaceslav Posmag și mai este dezmorțit Cebotari. Primește Posmac de la acesta la Oleg Reapciuc. Victor Bogaciuc, simplu, până la Artur Crăciun. Kaimakov, înapoi la Artur Crăciun. Mihai Plătică îi trimite tizului său Mihai Kaimakov. În trecut de minutul 60, 3-0. Mai avem 3 goluri până echipa națională va înregistra un nou record. Nichi Kleschenko, bună centrarea pentru Ion Nicolaescu, dar reluarea este mult pe lângă poartă. A apărut mai mult că l-a lovit mingea pe Nico decât invers. O pasă simplă în careu. Riscant și netradițional acest joc defensiv al fotbaliștilor insulelor Caiman. Reușesc totuși să ajungă în jumătatea noastră. Avansează acolo Karim Foster și este faultat. Lovitură liberă pentru insulari. Deocamdată nu au nicio modificare în primul 11. Selecționerul lor mizează pe aceiași titulari pe care a trimis în teren din minutul 1. Da, pentru această reprezentativă, un gol marcat în orice partidă, fie amicală sau oficială, ar fi ca o victorie. Vine și centrarea, fără emoții, Artur Crăciun. Cred că ar trebui să mărim tempoul pentru a pleca rapid pe contraatac, așa se întâmplă. Plătică refuză să se debaraseze cât mai rapid de balon. Este întrerupt jocul pentru fault asupra lui Mihai. A tras de tricou mai devreme trei Ibanks. Arbitrul a oprit jocul. Veaceslav Posmac a evoluat în și evoluează în campionatul Turciei. E lesne de înțeles în ce limbă discută cu centralul. Da, cu siguranță. Se știu. Da, îndeamnă la calm arbitrul turc și jocul poate fi reluat. Oleg Reapciuc caută opțiuni. Bogaciuc pentru Oleg. Victor Stână. Avansează Stână, blocat de trei adversari și totuși e posesie pentru Republica Moldova. Reapciuc aruncă până la Nichi Kleschenko. Înapoi la turnul de control Artur Crăciun. Acum Victor Bogaciuc pentru Oleg Reapciuc, înapoi la același Bogaciuc și iată, ușor-ușor urcăm liniile, însă destul de agale, trebuie mărit tempoul, iată aici, pe poziție viitoare, mingea a fost, sau nu a fost atinsă de niciun fotbalist insular, nu va fi corner. Dar pare că a sărit un pic balonul înainte de a fi expediat de Sergiu Plătică. Și din acest motiv s-a dus în afara terenului. Iată și primele schimbări care vor fi operate de Joey Jap-Tiong. Va fi înlocuit și portarul
care are o coafură care s-ar putea să-l ajute în poartă. Mai mult spațiu acoperit acolo între buturi. Acțiune ofensivă a tricolorilor. Centrarea este prea tare, dar va ajunge la balon Niki Kleschenko, care încearcă driblingul, păstrează balonul în teren. Coleg Rapciuc și ajută acolo. Bună centrarea și din nou Ion Nicolaescu. Nu are mare noroc la loviturile de cap în această partidă amicală. Deocamdată nu se operează modificările, probabil la următoarea întrerupere a jocului. Degajează Lahlin Lambert. În pressing era mai devreme Bogaciuc, acum Rapciuc. Ce a vrut să facă? A imitat un fundaș al insulelor Caimane, asta cu siguranță. Am avut asemenea episoade în prima repriză, în execuția insularilor. Aici rămâne fără gheată unul dintre jucătorii din defensiva insulelor Caimane, Josiah Johnson. Duelul său cu Ion Nicolaescu. Va intra numărul 19, Beckford. De asemenea, alți trei jucători. Ba chiar cinci cu tot cu portarul. Da. Înlocuit mai întâi numărul 11, 3, Ebanks. Intră cel de-al treilea, Campbell, din lotul insularilor. În locul decarului, Zach Scott. Apoi înlocuit și Josiah Johnson. Să știi că acest fotbalist cu numărul 6, dacă îl privești din spate, pare a fi o domnișoară. Murillo, instituția corpului. Murillo Johnson Junior. Da, se operează schimbarea de portari la Naționala de Fotbal a Insulelor Caiman și dacă tot a pierdut gheata, își mai pierde și locul de pe teren. Josiah Johnson. Pentru postul de portar a intrat Jonathan McLean Giro, un goalkeeper de 26 de ani. Da, cu gheata în mână. Eu cred că nu e asta regulă la Naționala Insulelor Caiman. Dacă pierzi gheata, îți pierzi și locul în teren. Cel puțin sper să nu fie așa. Este înlocuit și Jaden Wright cu numărul 15, Delolio. Și așteptăm intrarea lui Connolly. Da, practic a schimbat jumătate de echipă selecționerul Jabtiong și scos, putem să-i spunem, cel mai periculos om. Viteză bună pentru Gunnar Stadenhoft. A încercat să surprindă defensiva noastră. Nu prea au reușit mare lucru insularii. Intră Cyrus Connolly. Care va fi impactul acestor modificări? Urmează să aflăm în următoarele minute. Iată la treabă pe fotbaliștii care și-au făcut apariția recent în teren, dar aceleași gafe. Sper că nu le-au împrumutat unul de la celălalt. Cu siguranță Oleg Rapciuc a împrumutat câte ceva de la insulari. Arată lipsa de concentrare. E și dificil să găsești sau să fii concentrat chiar toate cele 90 de minute într-un meci cu un astfel de adversar exotic. Victor Bogaciuc, Niki Kleschenko mai departe pentru stâna, aici posibilitatea de contraatac, Mihai Plătică îi trimite lui Ion Nicolaescu. Urcă Ion Nicolaescu, deja se află în careu, centrarea la bara a doua, o recentrare și cred că e offside la Bogaciuc, dar promițătoare fază. Deși putea lua o acțiune pe cont propriu, Nicolaescu i-a pasat lui Bogaciuc. Noi rămânem deja cu 5 fotbaliști în preajma careului. Se retrage însă Victor Stână acolo. Da, ne bucură astfel de cadouri mai mereu. Să vedem, poate avem mai mult noroc la această fază. Stână îi trimite lui Niki Kleschenko. Continuă Niki să avanseze.
Victor Stână, de-a latul, Kaimakov, acțiune pozițională, Sergiu Plătică, Niki Kleschenko și-a îndepărtat balonul, Stână reține golkeeperul McLean Giro. Da, și încearcă să declanșeze un contraatac, aruncat pe direcția lui Connolly. Se descurcă excelent Veaceslav Posmag, Cebotari, pe cealaltă a terenului, în dreapta unde se află Sergiu Plătică. Oare Victor Stână, Bogaciuc pentru capitanul Veaceslav Posmag. Din nou Victor Stână pe direcția lui Mihai Kaimakov, care reușește să recupereze. Bogaciuc, pasa lui Niki Kleschenko pentru Ion Nicolaescu, care par a fi molipsitori jucătorii insulelor Caiman. Mai multe gafe din partea unor fotbaliști tricolori experimentați. Își repară gafa Ion Nicolaescu, dar o face prin intermediul unui fault. L-am văzut mai devreme, era pe marginea, la marginea terenului, Serafim Cojocari. Intră în locul lui Oleg Riabciuc, a simțit momentul mai puțin prielnic pe care îl traversa Oleg Riabciuc și a fost înlocuit cu Serafim Cojocari. Două greșeli simple sau... A părea plictisit Oleg Riabciuc. Da, cel mai, acesta este termenul cel mai potrivit. Pasează în defensivă insularii. Noi facem pressing prin Plătică, se descurcă momentan. Elevii lui Joey Japtiong chiar avansează și se apropie de careul nostru, dar se aude fluierul arbitrului tur pentru un offside. Artur Crăciun pentru Bogaciuc. Să vedem ce continuare va alege Bogaciuc în lateral la Veaceslav Posmag. La prima atingere de balon, Cojocari, una greșită, dar mingea revine la el ca un magnet, îl izbește. Un brânci așa subtil al lui Serafim. Insularii aproape să greșească. Rămâne însă la minge Matthew Saberen. A fost mai devreme Jabari Campbell. Serafim Cojocari, fault. Pune piciorul tare acolo și sare dramatic unul dintre fotbaliștii insulelor Caiman. Era vorba de Beckford. Iată aici. Acest amical, sigur, ne poate oferi posibilitatea să atacăm mai mult în Liga Națiunilor, în compania Maltei și Andorei trebuie să jucăm ofensiv. Astăzi câteva ratări uriașe au bătut această lovitură liberă, tricolorii noștri au respins, posibilitatea de contraatac. Nu. Se dă în spectacol Niki Kleschenko, dacă am văzut bine. Lupta aici cu Jocari. Energie debordantă demonstrată de acesta. Pune piciorul tare la fiecare balon. Iată-l din nou în posesia mingii. Excelent, lasă Niki Kleschenko, dar pasa a fost prea tare pentru un asemenea artificiu. Aici nu știu dacă Mihai Plătică a atins adversarul, dar se resimte în continuare unul dintre adversarii. Abia acum se ridică Agale. Campbell și încă nu și-a revenit. Este vorba despre Matthew Saberen. Da, au coafuri destul de exotice, vin dintr-o zonă exotică. I-a pus palma pe burtă Mihai Plătică și aici foarte aproape de o accidentare gravă, cel puțin asta a dat impresia Saberen. Atacă balonul acolo Ion Nicolaescu, care vine la tricolori. Nu reușește însă să fructifice gafa insularilor Nicolaescu și urcă în jumătatea noastră baliștii insulelor Caiman. O acțiune ceva mai închegată.
Iată, chiar reușesc să vedem și centrarea, una în blocajul lui Cojocari. Niki Kleschenko. Vedem dacă va fi posibilitate de contraatac. Victor nu a fost Mihai Caimacov, acum Sergiu Plătică. Cere balonul Ion Nicolaescu, încearcă să ia o acțiune pe cont propriu, încearcă să treacă în duel 1 contra 1. Nico trimite până la Sergiu Plătică. Vine din linia a doua Mihai Caimacov, un șut pe lângă poartă. Demarcați în careu, sau cel puțin au încercat să se demarcheze Plătică, Kleschenko. Iată și execuția de mai devreme a lui Mihai Caimacov. O iau de la capăt insularii. Minutul 75, deposedăm aproape instant prin Mihai Caimacov. O pasă în spate la Sergiu Plătică. Victor Stână, posesorul unui șut puternic. Aici își face cam lung balonul și foarte aproape să fie deposedat, dar se redresează imediat. Mihai Plătică în spate până la Victor Stână. Continuă această acțiune pozițională. Posmac primește Victor Bogaciuc, se apropie de careul advers, Sergiu Plătică, urmează centrarea, resping fotbaliștii insulari, Serafim Cojocari, un pic în spate, balonul ajunge în cele din urmă la Veaceslav Posmac. Doar portarul Cebotari se află în jumătatea noastră, în rest a urcat și Veaceslav Posmac, dar și Artur Crăciun. Aici greșește Serafim Cojocari și își atinge obiectivul până la urmă. Reușim să intrăm din nou în posesia balonului. Caimacov, Plătică, Bogaciuc. Pasă până la Sergiu Plătică. Blocat de un adversar, încearcă să se debaraseze de el. Asta este în spate până la fratele lui Mihai. Osmac primește Mihai Caimacov, a încercat și a trimis pe poziție viitoare, a încercat să trimită în fața porții Serafim Cojocari. Suntem un pic descoperiți, acolo însă este Artur Crăciun, îi trimite portarului Nicolae Cebotari. Artur Crăciun recepționează acest balon. Până la meciurile din Liga Națiunilor, Național are programate alte două partide amicale în vară. Pe 8 iunie, pe stadionul Zimbru, în direct și în exclusivitate, la postul public Moldova 1, Moldova-Cipru. Iar pe 3 zile mai târziu, Republica Moldova va întâlni Ucraina. Ucraina care poate veni la Chișinău, în postură de echipă calificată la turneul final. Haideți să vedem această centrare și un șut direct pe direcția portarului. Aproape de 4-0, Mihai Plătică. Vă spuneam de selecționata Ucrainei, joacă în această seară cu calificarea pe masă în compania Islandei. Meci în care se va decide echipa calificată la Euro, dar și în alte două partide, Țara Galilor Polonia și Georgia Grecia. Aceste șase echipe urmează să determine ultimele trei echipe calificate la turneul final din Germania, care vă reamintesc va începe pe 14 iunie și va fi în direct și în exclusivitate la Moldova 1. A scăpat linia, a scăpat mingea dincolo de linia de fund, Serafim Cojocari va fi out de poartă, goalkeeperul McLean Giro se pregătește să degajeze, nu se grăbește nicăieri. 0-3 ar fi un rezultat destul de decent pentru insulari. Da, dacă e să luăm în calcul umilința istorică în compania reprezentativă Canadei. Iată pe tricolori, încercând să ajungă din nou pe poziție de șut, acolo în fața porții, Ion Nicolaescu, și este lovitură de la 11 metri. Ar trebui să recunosc că brațul nu era atât de depărtat de corp, ne vom lămuri pe o reluare, dar astea sunt regulile fotbalului. Ar trebui să explicăm și fotbalistului din insulele Caiman, haideți. Da, este penalti. E penalti, dar brațul nu e tocmai depărtat, exagerat de mult de corp. Până la urmă, decizia îi aparține arbitrului.
Turk, iar Artur Crăciun își dorește să facă 4-0. Da, și mai mult decât atât, să spargă gheața la echipa națională, nu a înscris niciun gol. Între buturi este Maclin Giro, elan nu foarte mare, Artur Crăciun și parează acest șut de la punctul cu VAR, penalti ratat de Artur Crăciun. Insularii sărbătoresc de parcă ar fi marcat, dar e o performanță la cum au jucat băieții pregătiți de Joey Chaptiong. Balon care va fi ajuns de Ion Nicolaescu, la susținere este acolo și Niki Kleschenko, se avântă în driblinguri Nico și blochează aici selecționerului. Revedem execuția puternică, a ghicit direcția balonului portarul insulelor Caiman. Aici un brânci dat de capitanul Veaceslav Fosmac și va fi posesie pentru insulele Caiman, da, eroul fazei de mai devreme. Minutul 81. Balonul la portarul Maclin Giro, pressing al lui Mihai Plătică, vine și Victor Stână, s-au descurcat însă insularii, doar până la un moment dat, acum încearcă Victor Stână, mai departe pentru Niki Kleschenko. Kleschenko! Deasupra porții, probabil a văzut prea devreme balonul în plasă, era oportunitatea perfectă de a înscrie. Și aici a încercat un șut puternic, probabil o scăriță și cu siguranță Niki are capacitatea de a executa o scăriță perfectă, dar eu cred că a văzut mai mult prea devreme balonul în plasă. Avea mai multe opțiuni, putea să dribleze chiar portarul și după să tragă la poartă. În atac sunt fotbaliștii insulari, vor beneficia și de o aruncare de la margine. Jabari Campbell poartă pe tricou numărul 23. Aici o nesiguranță în apărare. Într-adevăr, Artur Crăciun, iată din nou ratarea fundașului nostru, posesorul unei staturi impresionante, a decis să se aplece cu capul pentru a degaja balonul, deși o degajare simplă cu latul ar fi fost mult mai indicată, dar vă spuneam că mai mulți jucători ai naționalei în această partidă este dificil să fie concentrați 100%. Bogaciuc, Mihai Kaimakov în spate din nou la Victor Bogaciuc, Niki Kleschenko, Victor Stână. Vedem ce va prefera Stână, o pasă scurtă până la Niki Kleschenko, greșește, tot el recuperează. Să spunem că pe bancă nu se află Vlad Baboglo, însă nu există o informație unde este acesta. Mihai Plătică, slab șutul, nicio problemă pentru Maclin Giro. Noi ne-am fi dorit să înscrie, însă execuția slabă. Iese dintre ceva acțiune în sfârșit și pentru Nicolae Cebotari, pus la treabă de adversar Victor Bogaciuc, pasă simplă în dreapta la Sergiu Plătică, Mihai Kaimakov lasă elegant pentru Victor Stână, Niki Kleschenko. S-a emoționat, am impresia, Niki Kleschenko, avea mai multe opțiuni, dar a văzut trei adversari în față și poziție de offside la mijlocul terenului, surprins în poziție neregulamentară, Connolly. Veaceslav Posmac caută un coechipier de marcat în față, însă îl preferă în cele din urmă pe Artur Crăciun. Mihai Plătică primește fratele său Sergiu Plătică, a încercat să treacă Nicolaescu, un 2 cu Sergiu Plătică. Sergiu Plătică obține lovitura liberă. O fază fixă, dar disperat pur și simplu. Omul cu o coafură și cu un nume interesant. Da, Spaniolo,
spaniolo britanic. Da. Chiar ar fi curios să aflăm și noi dacă este comod să joace cu pletele alea. Mihai Kaimakov, pregătit să execute lovitura liberă. Un corner ceva mai scurt. Este poziționat balonul. Niki Kleschenko singur la limita careului de 16 metri. O pasă la punctul cu VAR, Nicolaescu! Reușește să ajungă în timp util acolo. Fundașul Jabari Campbell și îl blochează pe Nicolaescu. Aici este reluarea, o schemă gândită de tricolori. De puțin i-a lipsit lui Nicolaescu să înscrie al doilea său gol în acest meci. Urmează corner, Mihai Kaimakov. Și centrarea lui Mihai, balon deviat de Bogaciuc. Stână până la Niki Kleschenko, Ion Nicolaescu, trece balonul elegant printre picioarele adversarului, o centrare în forță acolo la colțul scurt, dar e la postul său, Măclin Giro, a prins la curaj, am impresia că nu are frică de absolut nimic, aici e un hands involuntar, nici nu mai atrage atenția deja arbitrul turc, aici trebuie să fluiere pentru că întârzie mult Victor Bogaciuc și faultează. Aici pune o talpă. Minutul 86, nu se grăbesc nicăieri insularii. Mihai Kaimakov încearcă să facă pressing, tot el recuperează. Vătică, pasă bună până la Kleschenko. Careul de 16 metri, un artificiu tehnic, o pasă cu călcâiul, Serafim Cojocari, încă un artificiu tehnic. Ridiculizați oamenii din defensiva insulelor Caiman, un șut în forță a lui Victor Stână și o paradă pentru fotoreporteri a lui Măclin Giro. Bună Fenta! Și-ar fi dorit să controleze traiectoria balonului. A sărit ca nu cumva balonul să lovească vreo pasăre și să fie deviat în poartă. În urmă cu 10 ani, Republica Moldova mai câștigase un amical cu 3-0 în deplasare în compania Andorei. Deocamdată nu izbutim să înscriem al patrulea gol. Reamintesc că Artur Crăciun a ratat o lovitură de la 11 metri. Poziție de offside la Ion Nicolaescu. Nu cred că vor exista minute adiționale la repriza a doua. Și suntem în minutul 88 deja. Se chinuie să iasă din defensivă insularii și clachează impardonabil de foarte multe ori. Bună detenta lui Sergiu Plătică. Murillo Johnson Jr. a fost mai devreme. Am vorbit pe larg despre insulele Caiman. Un lucru pe care nu l-am punctat, un paradis fiscal de asemenea. Luptă. Mihai Plătică. Niki Kleschenko. Pasă central și o poziție excelentă pentru o execuție a lui Ion Nicolaescu. Mihai Kaimakov de asemenea un bun executant, dar și bineînțeles Victor Stână, care va încerca să facă 4-0. Cu multă prudență își va aranja zidul Măclin Giro. Vine Mihai Kaimakov alături de Victor Stână cum vor negocia această lovitură liberă cei doi. Cel puțin 3 sau 4 fotbaliști pot participa cu lejeritate la un concurs de coafiuri excentrice în lotul advers. Da, la clima din insulele Caiman și la plajele pe care le au, asta ar fi principala lor ocupație, se bucură de viață.
Torstină! Din nou o paradă excelentă a lui McLean Giro. Mătică pentru Ion Nicolaescu. Nicolaescu obține sau nu lovitura de colț? Da, obține cornerul, însă revedem intervenția salvatoare a lui McLean Giro. Mihai Caimacov va executa lovitura de colț. Suntem în ultimul minut regulamentar. Și se anunță pericol pentru poarta lui McLean Giro. Deși centrarea Victor Stână la limita careului, Stână cu centrarea Posmag reia, dar doar în plasa laterală. Dacă nu ați avut posibilitatea să urmăriți în transmisiune directă acest meci, colegul Mihai vă așteaptă la rezumatul acestei partide amicale de la ora 20 și 45 de minute. O partidă amicală care probabil își va dori să uite cât mai curând fotbaliștii insulelor Caiman, deși au scăpat ieftin în această partidă, puteau încasa mult mai multe goluri. Dar cred că a fost vorba și de fair play din partea tricolorilor. Două minute suplimentare și superioritate numerică pentru băieții pregătiți de Sergiu Kleschenko. Mihai Plătică trimite în fața porții, era gata să reia Victor Bogaciuc. Obținem un corner în minutul 90 plus 1. Trebuie să urce. Turnurile de control, Posmac și Crăciun au o posibilitate de a încheia acest meci cu un gol marcat. A revenit cumva cu gol, primul gol în acest an pentru Ion Nicolaescu, însă putea înscrie mai multe. Lovitură de colț așadar, în zona punctului cu VAR, reia din nou Veceslav Posmag. Imprecis însă și posesia la insulele Caiman. Portarul McLean Giro, care a fost la înălțime de când și-a făcut apariția în teren. Penalti parat și o lovitură liberă degajată în Niki Kleschenko. Multă deasupra. Și ca și două concluzii, nu au existat fotbaliști accidentați, totul a decurs ok, însă Naționala nu stabilește un nou record la capitolul goluri marcate. Urcă excelent, Plătică, pasă imprecisă, dar la care ajunge Mihai Plătică, din nou Niki Kleschenko, trei ocazii bune de a înscrie. Suntem în ultimele 15 secunde, deja 10 și nu cred că scorul va suferi ceva modificări. Dacă nu cumva, poate aici reușește să recupereze Ion Nicolaescu. Așa se întâmplă. Bogaciuc, pasă și din nou parează, dar este gol. Gol pentru Bogaciuc și se aude ultimul fluier al arbitrului turc. Cu 4-0 am mai învins San Marino în preliminariile Euro 2012. S-a întâmplat acest lucru la Chișinău și Arabia Saudită într-un meci amical. Acest gol marcat de Victor Bogaciuc. Portarii lor au respins de multe ori în față, iar de asta au profitat tricolorii. Nu știu dacă l-ai văzut pe portarul insulelor Caiman, McLean Giro, de parcă s-ar fi întâmplat o tragedie uriașă la acest gol încasat. Acestea fiind spuse, Alexandru Rusu și Mihai Sitnic vă mulțumesc mult pentru atenție. La revedere! Vedem cum se simte răsfățul enorm chiar și la o săptămână de la spălare. O săptămână? Wow!